Weekendul ce tocmai a trecut s-a încheiat cum se putea mai rău pentru o familie din Cândești, din comuna Albești de Mușcel. Proprietara gospodăriei a observat duminică la prânz cum coșul de fum s-a aprins dintr-o dată. Speriată, femeia și-a alarmat vecinii care au sărit imediat în ajutor cu găleți cu apă. Din fericire, flăcările nu au fost prea mari, astfel că până la venirea pompierilor, incendiul a fost stins. Se pare că totul a pornit de la un coș de fum deteriorat și amplasat necorespunzător. În jurul prânzului, în jur de ora 13, am fost solicitați pentru stingerea unui incendiu în satul Cândești, la o casă. Ajuns la locul intervenției, nu erau mari probleme, ardea coșul de fum, în jurul coșului de fum, un metru pătrat de tavan. De la coșul de fum deteriorat, neamplasat corespunzător, se stabilește ulterior. La primele evaluări, credeți că este paguba mare? Nu. Nu pagubă, 1000 de lei, nu sunt probleme. Victime au fost? Nu, au fost victime. Un atac de panică al proprietarei, dar nu au fost probleme. Vecinii au fost de mare ajutor și au ușurat sarcina pompierilor, care au ajuns destul de greu în zona respectivă, din cauza drumului foarte îngust. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, iar pagubele nu sunt foarte însemnate. În continuare, se fac cercetări pentru a se stabili cauzele exacte ale producerii incendiului.